Comisia Europeană s-a autosesizat în ceea ce privește beneficiarii programului Sprijin pentru România, având în vedere că banii vin de la Comisie. Conform informațiilor, voucherele de alimente în valoare de 250 de lei nu vor mai fi acordate unei anumite categorii de pensionari. Reprezentanții Comisiei Europene au cerut Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, să scoată din listele de beneficiari pensionari cu sume între 1001 și 1500 de lei. Asta înseamnă că listele trebuie să fie actualizate în următoarea perioadă, iar programul se va axa doar pe șomeri sau persoane cu handicap grav care încasează sub 1000 de lei indemnizație lunară.